Denunț bombă ajuns pe masa procurorilor DNA. Denunțul dezvăluie metodele prin care circulă banii negri în sistemul judiciar din Zalău. Astfel, în cursul anului trecut, un procuror a deschis un dosar exploziv denumit Mafia Păcănelelor. Conform publicației Ziua News, din denunț rezulta că nu mică le-a fost mirarea procurorilor să constate că în decurs de câteva săptămâni, liderul grupării de criminalitate organizată, așa zisul rege al păcănelelor, Stelian Danco, era pus în libertate de judecătoarea Cristina Ștef, de la Tribunalul Sălaj. La acel moment, magistratul ar fi apreciat că Danco, la domiciliul căruia se găsiseră cu ocazia perchezițiilor 50 de kilograme de aur și jumătate de milion de euro bani-gheață, nu reprezenta pericol social, cercetarea lui putând fi realizată și în stare de libertate. Pivotul grupării este nimeni altul decât șeful mediatorilor din Sălaj, Nicolae Ștefan. Biroul de mediator al acestuia ar fi devenit loc de pelerinaj pentru toată crema interlopă a Sălajului, mediatorul extinzând sistemul nou creat și în alte zone din țară. Cel care a scris denunțul este avocatul Mircea Popovici și povestește cu lux de amănunte modul de operare al grupării sălăjene. Conform lui Popovici, acoperirea legală folosită de către Nicolae Ștefan nu mai sunt contractele de asistență juridică ori alte colaborări fictive, ci acordurile de mediere.